au trecut ceva de când n-am mai făcut un vlog. N-am mai făcut vloguri că n-am mai apucat să mai fac vloguri, din păcate. Aici sunt într-un capăt de sat. Adică de aici mai încolo nu mai este nimic. Asta acum se lucră să spargă drumul, să facă drum. Și mă duc să caut o casă părăsită. Să văd dacă încă nu s-a dărâmat. Aia stare curios. Dacă se poate face ceva cu ea, știți? Aici, aici este un prăiaș. Nu să vă arăt eu, vă vezi. El pârâu, aici. Aici totul este trist și dezolant. Suntem undeva în Ținutul Pădurenilor. Deci suntem la o doamnă în curte, dar nu mergem la ea în curte. Și vom încerca să ajungem la acea căsuță. Știu că am fost de zona asta în primăvară și era totul părăsit și nu puteai veni de apă. Și acum, când au fost ploile alea mari, acum două săptămâni, totul lua pe aici, totul spart. Vă ce mai faceți, youtuberi? Cum sunteți? Că nu mai știu nimic despre voi, că n-am postat nici eu de mult, îmi pare rău că n-am postat. Uite, vezi, ca să ajungi acasă, asta trebuie să mergi pe un pârâu, vedeți? Pe pârâu trebuie să mergi, nu poți să mergi pe undeva. Am un pic de foame în mine, că nu am mâncat prea mult astăzi. M-am plimbat numai, am luat lanterna că în caz că ajung la casă să pot să mă uit un pic să văd în ce stare e. Să văd, e funcțională, e vie, it's alive, pică pe mine, nu pică. Foarte fain pe aici, foarte fain. Numai că mai este aici un nene, să văd dacă îl găsim pe domnul Nicu, să vină cu mine până acolo să nu mă pierd. Sau să, nu-l văd, uite, văd o fac acolo în față. Sau să-mi zic că până să mă duc să nu mă bag prin noroi mare. Hai că revenim cu filmatul imediat. Hai că v-am dat un mici în față cu mâini. Acolo este o văcuță, vedeți? Aia este văcuța Milky. Cred că s-a oprit un pic de mâncat. Am văzut că vine spre ea. Sper să nu ne atace. Nu ne ataca pe mine. Aici am toporul la mine, vedeți? Sunt un toporaș. Tot timpul când mă duc pe munte iau un topor cu mine. În caz că să fiu protejat. S-aud voci de oameni pe aici. Să vedem cine o fi pe aici. Măcuța. Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Mai bine. Mai bine? Eu n-au văzut. Până la Nicu, aici. Cine? Prietenul domnul Nicu. E aici? E în curte, domnul? Nu, Nicu e... Unde? Nicu nu e așa. Domnul, că seara am povestit cu el. O plecat? Nu, el e așa. Aici e? E aici. Cum vă cheamă, doamnă dragă? Maria. Maria, și pe dumneavoastră? Ion. Domnul Ion, pare bine să vă cunosc. Aici ești chiar în junglă, așa-i? Uite, cam așa arată aici drumul, ăsta este drumul, da? După cum vedeți. Acolo este un alt văcuț. Și acum suntem pe drum. Da, chiar ăsta e drumul, fără nicio glumă. Sunt titenii și mei, sunt vedeți. Și că în viitor s-ar face aici drum. Tare minune ar fi să văd eu aici pe părul ăsta drum. Uite, cam așa arată să umbli prin junglă. Tot o călarea asta ține atâta, 3 mm. Hai să mă țin de burean, să nu cad. Nu dai tu pe călarea. Fai, pe aici pun eu. Cam aici așa. Ce-mi place. Nu, uite că aici mai este o casă acolo în capăt. Am obosit. Mă vedeți un pic cum ne băgăm aici prin burieni. No, și de aici trebuie să iau prin pădure, acolo prin lângă aleia în sus. Nu să văd dacă acolo căsuța, că cu drona am filmat și pe drona am găsit-o casa, știți? Dar pe jos nu știu dacă pot ajunge la ea. Este o casă faină. Oameni harnici aici, uite cine ar fi, îmi place totul curat, gazon. Asta e așa de grea că merg, nu pot să țin. Și eu pe aici, așa, uite, pe aici mă duc în sus. Și eu cred că o să las un pic cu filmatul, că nu o să pot să uite ce e aici. Doamne, ferește apă. Jungla lui Filimon. Hai că revin după ce scap din jungla asta un pic. No, n-am reușit să trec prin pădure. Încerc să mă duc pe pârâu, că pe pădure chiar că n-am avut șanse. A fost greu. Tot m-am julificat și m-am... cum să zic eu? Adică nu a fost chiar fain deloc. Încerc să iau pe pârâu să văd dacă pe pârâu reușesc. Chiar sunt curios. Deci cam asta ar fi părâul. Mă
Bagă-te, Sergiu, prin burenele astea, mămăliga ta, trebuie să explorezi. Nu poți să acasă dormi și tu la televizor. Nu, hai că mă bag un pic. Bă, râ, bă, eu mă duc. Să văd ce e aici. Mă duc, dar ai ce aici, omule? Dar cum să mă bag pe aici? Pe unde să mă bag, totuși? Hă, la valele pot să mă duc nici încolo și nici în sus. Nu, tri cărări. Hai, te urzu ce râs. Nu ai ce să fac. Calc aici ultima dată. Primul pas. For a small step for human, a big step for humankind, de la parcă, nu? Lupi în apă. O, e urzicele lui Billy Moon, și al lui Todger, și al lui Ioșcova. Ah, am călcat în apă deja. Nu cred că mă duc bine, dar nu, ce să fac acum? De unde să mă duc? Să știți că mă întorc, că nu am nicio șansă. Și uite ce am găsit eu pe pârâu. No, asta va fi temă de casă pentru fiecare. Dacă știți careva ce este, sau ce a fost această mare jucărie, sunt curios să văd dacă cineva știe. Deci aici sunt niște cuie legate și un lemn. Este unealtă care o foloseau mai mult oameni la țară. Sunt curios să văd dacă știți. Hai să văd cine știe. Eu mi-am dat seama de prima când am văzut cuiele alea aici organizate. Am zis că uite mă ce fain, au rămas unealtă asta pe aici. Dar cine a aruncat oare? Păcat de ea. Nu se mai practică în drumul pe apă. Pa, pa, unealtă veche și meserie veche. Păcat de tine. Dar până la urmă m-am întors înapoi, că n-am reușit nici pe pârâu, n-am reușit. Uite, acum este un pârâu aici, este acolo o alee în sus, este un pârâu aici, este aici un pârâu în jos. Să văd dacă pe aici ajung unde trebuie. Păi nu mai asta, să fug, să întunecă imediat și eu tot pe tămător de pe cărări. Faină viața, la munte. Uite, acolo am ajuns într-o zonă, o căsuță părăsită, cred că, probabil. Dar nu este ce pe care o căutăm. Eu zic că căutăm pentru că mă refer la voi. Căutăm împreună cu mine, da? Voi căutați cu mine împreună. Sunt curios dacă ajung la ea. Am mai încercat acum câțiva ani să ajung la ea, dar n-am ajuns. Deci aici, să văd. Vai, ce buriente aici, omule. Mă duc să văd unde ajung. Deci ce să cobor cum am părul ăla? Dar pe unde mă duc? Ce buriene sunt pe aici. Dar sunt faine. Mă să n-apară un mistrețuc. Pe aici ar fi o șansă. Dacă ajung în spatele acestei case vechi părăsite. Da? Să... Ce văd ceva crezut ăsta de găini? Hotez de găini. Dar nu, ca nimic astăzi se simte deja, simte că nu mai am energie. Uite aici este o cărare, uite aici este o cărare. Sigur de animale făcută. Uite mere pe jos, sau nuci, nuci. Nuci, de la se coc nucile. E nucul ăsta mare, uite. Uite cărare, cărare, bun, bun, bun. Până aici e bine. Până acum încă așa departe n-am ajuns, hopa, și aici e fain. E mai bine deja, much better. Și cărarea încă merge pe pădure, mamă, unde am ajuns, în horror movie. Tot timpul mi-am dorit asta. Deci cărarea se cam termină pe aici. Și începe o zonă foarte abruptă, nu e ok. Aici, opa, aici e bine. Dar uite unde am ajuns. Vertical, așa, un perete. Păi pârâul, să arunc dincolo undeva, pe partea aia la altă. Păi când pun camera în spate și încerc să cobor fără să rup picioarele, câte mai am. Așa că revin imediat. Urați-mi succes. Să știți că am scăpat cumva. Se vede aici că părul încă curge pe aici pe după mine, pe undeva. Aole, părul, vedeți rost. Se vede urmă de gard vechi. Deci cândva chiar o uitat pe acest căsuțe. Și aici a fost ceva drum, probabil, că sunt urme de văcuțe. Și se vede un acoperiș. Nu vă zic. Nu-i fain aici, chiar pe bătice. Mă, ce tare, că îmi place să explorez zone noi. Sălcii, fagi,
mesteceni și căsuță. Oare asta e căsuța care o caut? Opa, se vede o căsuță, uite să vă arăt și vouă. Dar se vede că o căsuță e de pe ea. Vedeți am o căsuță, uite. Uite căsuța! Care este aia căsuță? E și pe râu. Un buștean e stâlp de apă, dar a dus destul de curent. Acum ajunge dincolo, oare... Cum ar căsuța am găsit-o? Căsuța! Bună ziua! E acolo am venit, aici e muntele. Hai să încerc să salt acum pe râul ăsta. Uite aici, urme de ursuleți bătrânei. La unde trec eu cumva, oare? Trebuie să-mi curte cumva, așa-i? Și dragii mei, taram! El casa del tuto casi. Aici este. Casa fantomelor cu barbă roșie. Am găsit-o până la urmă, dar uite ce e aici, o junglă, man. Și urzicile astea așa de romantice, zic că, ai, fi limonul vostru de urzici, nu știu cum să fac să le... Zic că piesa aia nu știu cum să le fac să mă aștepte. Ai, ce mă urzică! Mămăliga voastră de urzici. Nu puteam să mă plac și eu. Bună, dragi de-a lungi. Mamă, dar aici pot să apară un elefant imediat, în orice minut. Elefantul verde ăsta aici, că... Ai, ai, ai. Ce urzică mare, mă, dar cu ce mâncă urzicile astea aici? Să uite un blustere, mă, că s-au omorât urzicile. Așa. Uite căsuța. Și? Asta de lemne, probabil, nu? Acum ajung eu până la scările alea acolo, aia bai, acum. Că până la scările mai mare, nenorocire. Și mi s-a făcut foame. Man, ce e aici? Uite acolo scările undeva. Mă, cum ajung eu la... Doamne, ia că iau o botă ceva. Bără, bără, am ajuns. Se bine să fac sunete din astea, nu-i bine în momentul ăsta. Bă, ce-i înăuntru? Nu mă, ce fantomă. Fantomiță, ești acasă? Băi, acasă nu mai mănânci. Mulțumesc, mi-e foame mie. Hai să încerc, că am niște chei în buzunar, să văd dacă pot să desfac cumva ușa asta cu cheile alea. No, hai să văd câte chei avem aici. Multi chei. No. No, hai că filmez după aia, să văd care e cheie, că nu, așa n-am cum, nicio șansă. Bă, dragilor, nu știu cum să vă zic, dar am deschis-o, dar mi-e frică să intru. Vai! Ah! Sper că nu-i nimic anul tău, hai? Hai să vinem. Eu nu mă duc încă, hai să mai dau pila urtușa la o parte. Să prind și o lanternă. Doamne, pe... Ei, dar sper să nu cad prin podea. Trebuie să miște scânduri, încerc să cad pe scândurile aistea. Uite, de când stânga dreapta. Te nu cadă, Sergiu, prin podea, să nu cadă, Sergiu, prin podea. Ei, mamă, prima privire într-o casă. Opa, tavanul, se duce. Sopa s-a dus deja. Aici. Uai, ce-o plouat aici, uite un șoricel. Șoricel, tu ce găsi aici în căsuța asta? A, păi casa asta dă un col de casă, nu o să mai merge, o să mai te obosești pentru ea, dar uite ce casă frumoasă! Man. Doamne, am venit până aici pentru asta? Uite, calendarul 1971, scrie acolo pe perete, nu mi-e să crede. Hai să încerc să nu cad, hai chiar revin cu filmarea, îmi pare rău, dar chiar horror, chiar horror este. Podul, încerc să-i urc un pic în pod. Mă duc un pic, pot să văd ce e în pod, revin imediat. Încerc acum să filmez un pic, dar n-am așa multe ori minute, ce distrugeri pe aici. Ce ravagii făcute de apă. Apă de sus totul, păcat de casa asta, foarte mare păcat. Podeaua se vede pe nea, podul... Din cauza o țiglă nepusă la timp, se duce tot de casă. Hei, mama, hai că ce să mă duc pe ce în beci, ce văd ce e în beci.